Bună dimineața de la Azuga, am venit la concurs, la Cupa Națională de Downhill și astăzi este sâmbătă, este ziua concursului, ieri au fost antrenamentele. Antrenamentele au decurs destul de ok din punctul meu de vedere. Bine, mai sunt anumite porțiuni unde nu prea îmi place neapărat abordarea mea, dar să vedem cum o să fie astăzi la antrenamentele oficiale. Și traseul este foarte distractiv, este puțin schimbat față de traseul roșu pe care îl știți de la Azuga, special să ne testeze abilitățile de rideri și este foarte mult praf, este prea uscat, adică mie nu-mi place noroiul și îmi place să mă dau pe uscat, dar acum este mult prea uscat, foarte mult praf care alunecă, mai în special în partea de sus, unde sunt niște virajele mai strâmte, dar oricum prefer totuși praful decât noroiul. Și să vedem cum o să decurcă astăzi. După cum ziceam mai devreme, avem antrenamentele oficiale dimineață, apoi calificarea și apoi finala. Așa că, gata, ne vedem când ajungem acolo, de la gondolă sau direct în calificare finală. O să văd când o să pot să filmez. Așa că, să avem spor. Deci, aici scrie în felul următor. Ca să nu ziceți. Ochelari, genunchiere, pantaloni scurți, lungi, dopul la ghidon. Protecție coloană, protecție piept, cotiere, mănuși, tricou cu mânecă lungă. Aici, nici nu ai cotiere. Da, nu sunt obligatorii decât la minori. Ah, ok. Ești pregătit, Andy? Domnul Andy? Da. Ce-l mai? La roata, că aveam o presiune un pic cam neadecvată. Să iei locul 1. Locul 1, nu mai e. Gata și calificările. Am găsit de două ori. Not happy about it. Dar să sperăm că în final o să fie mai bine. Am avut emoții. Așa că ne vedem în finală. Go! Prost! Prost, prost, prost! Băi, ce merge așa prost? Mi-e piciorul pe pedală. Come on.
și mult. Trecută, ai luat-o rău. În final a reușit să iau locul 1 cu un timp de 6.49. Sinceră să fiu, nu sunt pe deplin mulțumită de cum am mers. Am făcut destul de multe greșeli, mai multe decât în calificări, din punctul meu de vedere, dar am și fost mai precaută pentru că nu voiam să mai cad cum am făcut în calificări și sunt conștientă că au fost secțiuni unde puteam să-i dau mai bine, unde puteam să las frâna mai mult, dar asta este, totuși sunt mândră de ce am reușit și trebuie să mă mai antrenez, va fi din ce în ce mai bine, ne vedem la următoarele concursuri și sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare, ca de obicei, stay active, pa!